Și dumneavoastră de unde vă faceți cumpărăturile și aprovizionarea? De acolo, din Ros. Dar acum iarna e cam greu că-i... Dar câți kilometri aveți de mers? 8 kilometri. 8 kilometri până la magazin? Da. Și acum iarna cu ce mergeți? Mai mergem și pe jos, mai mașini prea rar sunt găsit. Dar vinem până ajungem acasă. Am văzut că și eu m-am spus, am văzut cum e drum. Da, eventual să închidem ușa să nu le iasă căldura. Da, hai și tu, mă, da. Hai, înăuntru și... Eu stau aici pe pătuț. Da. Am mic aici pentru iarnă numai. Mm-hmm. Și vara unde stați? Vara tot aici. Tot aici. Mergem acolo, avem un vale. Acolo să... Asta vară nu știu cum a fost cam scurtă vara pentru numai stoarte. Dar n-am stat numai 6 săptămâni, cum a fost timp frumos și am venit la coasă. Și la Cluj a fost scurtă vara asta, așa păi parcă... Păi stăteam câte 7-8 săptămâni, dar pe acum am zis, hai că dacă e timpul frumos, bau o claie astăzi, una mâine și scăpăm de el. Da. Și copiii ce fac? Bine. Am auzit de la când ne-am întâlnit cu domnul și a zis că de la școală acum, doi dintre ei, sau da. Trei. Iuliana s-a dus până la soră să... Foarte bine, foarte bine. Băiatul cum ai? Bine și el. Că acum ar de învățat, Ana iar s-a înscris la școala de șofer și acum e cam greu. Foarte bine. Și la Alba trebuie să meargă de două ori pe săptămână și la Câmpena școală și... Știu că data trecută căuta semnalul pe aici, că nu putea să prindă semnal pentru școală și a zis că o găsi lângă nu știu ce copac acolo, săraca, nici cum nu se... Până când i-o dată laptop și... Și asta aparține de Gârda Seacă aici? Da. Aparțineți. Da. Care e sat, comună sau ce? Cătun, sat? Cum? Nu, aici e satul Priști, zicem. Cum? Priști. Priști? Satul da. Priști de Gârda Seacă? Da, da. Mhm. Fetița da. E mare aici? Dorme. Da? Puteți să vedem, că nu deranjează. E o fetiță cu bolnăvioară. Da? Aici e căsuța. Mai găsi ceva tratament? Am dat vitamine. Deci numai vitamine. Acum nu a fost rețetă. Și ce? Dar ce boală are fetița? Dar am fost chiar la un an și 7 luni avea cu ea la Târgu Mureș și am fost. O lună am stat cu ea. Și acum câți ani are? 28 are mai. 28? Vreo 26 de ani, cam așa am fost, că eu am fost în decembrie, de când am fost. Și nu se poate ridica. Stă în fund și dacă se ridică. Și vorbește? Nu. Nu vorbește? Nu. Și doctorii ce au zis? Au zis că vreau să au ceva pe la cap și vreau să opereze și nu, că nu mai are șanse deja. Și cum comunicați cu ea? Puteți să vă înțelegeți cu ea? Nu, știu acum, e atâta timp, când e foame, când e... Vă dați seama, da. Atâteți mamă. Ce se va și în rest... Măcar dacă putea vorbi, dar deja va. Și vara mai iese, o scoateți afară vara? Da, când e cald. Dar e cam sensibilă, când bate așa vânt și una, două face roșu în gât. Așa și, când e mai cald și... Și de 26 de ani e așa? Nu, dar a zis că de la 2 ani. Așa. Da, de când s-a născut, e așa. Da, de când s-a născut. Și cum o cheamă? Felicia. Felicia. O minunat. Pașca Felicia. Vă doresc putere să puteți să o îngrijiți. Mă rog, săraca, ce să facă? Să puteți să o îngrijiți. Aveți multă putere, dacă puteți duce asta și cu ce mai greu și din noi, că copilașii s-au dus la acela vremea la fâni, mai greu din noi. Dar vă ajută cineva ca să puteți să îngrijiți? Primiți ceva soțul, da, alocație ceva da, da. De handicap? Da, înainte vă așa mai. Dar cât e pentru handicap suma ce o primiți? Da, el vine și la poștă 500 și, nu știu, vreo 16.000 de la picant. Pe lună e asta? Da. Foarte bine. Și acum e mai greu e săraci, că nu. Înainte nu-mi dădea, că nu-mi dădea numai pe 2 luni dădea bani într-un an de zile. Ce s-a întâmplat, nu mai știu ce făceau. Până la 18 ani a fost dezastru cu mine. N-aveam nici aproape ce să-i cumpăr, nici medicamente, cum să-i cumpăr pe împărsuri și de alea. Da. Pe împărsuri mai aveți nevoie? Am mai avut, mi-a dus ala de la Câmpeni. Dar nu știu, că acum, în ultima perioadă, nu s-a preogăsit nici la Câmpeni. Că dacă da, știu, atunci o dată viitoare să vă aduceți și niște pampers, știți? Dacă vii de ajutor.
Numai Pampers bănesc că mărimea S, așa-i? Pentru adulți. Cam așa arată pachetele cu provizii pentru familiile izolate din Munții Apuseni. Lucruri de strictă necesitate, alimente, oricum un mic ajutor față de ce ar avea nevoie și condițiile în care stau aici. Cam atâta e căsuța în care trăiește familia. De aici. Din ultima vară, n-ați venit vreodată, vă norocul cu copacul. Da, din...